după cum puteți vedea, m-am ras în cap. Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski și postez aici pe YouTube transformări de look pe mine, dar și pe clienți. Vă invit să-mi dați un subscribe pentru că promit că nu o să vă plictisiți la mine pe canal, deoarece postez destul de des sfaturi, transformări de look, pentru că mă interesează foarte mult curiozitățile voastre. Vă rog să-mi lăsați și în comentarii mai jos ce anume întrebări aveți legate despre păr. Astăzi vreau să vorbesc despre cum poți să îți crești părul mai repede. Cu sfaturi realiste, bineînțeles, pentru că de multe ori primim sfaturi care ne promit lucruri fizic imposibile, cum ar fi pastile minune pentru creșterea părului sau șampoane care au nume de suc și așa mai departe. Dați like dacă știți la ce mă refer, dacă țineți minte șampoanele acelea cu Coca-Cola. Da, în fine. În urmă cu 8 luni m-am ras periuță. Și dacă nu aveți timp să intrați pe videoclipurile mele, vă voi arăta aici un scurt clip cu mine cu părul periuță. Adică, de fapt, fără păr. Da, deci nu mi-este frică de a-mi vopsi părul sau face tot felul de transformări de look pe păr. Cu toate acestea, părul mi-a crescut foarte repede. Astăzi vreau să vă dau niște sfaturi testate pe mine, sfaturi pe care le dau clientelor mele și sfaturi care funcționează și pe mine, dar și pe ele, iar acum urmează să funcționeze pentru tine. Hidratează-ți părul. Părul are nevoie de hidratare. Fibra părului tău se va usca în timp, de la factori externi, de la vopsea, de la decolorant. Ceea ce tu trebuie să faci este să îl hidratezi. Am o grămadă de produse de îngrijire, măști, tratamente, tratamente de care voi vorbi un pic mai încolo în acest videoclip. Dar mai întâi vreau să vorbesc despre hidratare. Cred în produsele acestea chimice. Au și ele importanța lor, dar cred foarte mult în produsele naturiste, produsele din plafar. Ce folosesc eu pentru hidratare? Eu folosesc ulei de ricin. Uleiul de ricin îmi hidratează părul cel mai bine. Chiar și acum am puțin ulei de ricin în păr. Aproape zilnic aplic ulei de ricin. O cantitate foarte mică, bineînțeles. De ce nu folosesc alte uleiuri și folosesc uleiul de ricin? Uleiul de ricin îmi hidratează cel mai bine părul, cum spuneam mai devreme, dar și se absorbe foarte bine de păr. Acum știu ce o să spuneți, este foarte gras, n-aș putea să port așa ceva în fiecare zi pe părul meu. Ba da, pentru că, cum spuneam mai devreme, părul este atât de compatibil cu acest tip de ulei, încât se absorbe foarte repede. Tot ce trebuie să faceți este să puneți o picătură mică în palmă și să masați, să încălziți palmele până când simțiți că palmele dumneavoastră au absorbit suficient de mult ulei și a mai rămas un strat foarte fin. Stratul acela fin de ulei de ricin rămas pe palme, vi-l masați pe păr. Acolo unde vedeți că este mai frizzy, acolo unde vedeți că a devenit puțin uscat, și pieptănați ca să distribuiți foarte bine. Vă promit că nu se va vedea deloc faptul că v-ați dat cu ulei de ricin. În cazul în care aveți părul creț, nu se va vedea deloc, pentru că uleiul de ricin arată exact ca și cum te-ai dat cu puțin gel. Gel care nu se întărește, un gel lucios. Aproape că are aspectul unui produs de styling. Gândiți-vă așa. Mai întâi este părul uscat. Următorul pas este vârful degradat. Următorul pas este vârful care se despică și dacă se despică și nu-l tunzi, se rupe sau creșterea stagnează.
Dacă îl tunzi, deblochezi creșterea, dar cumva ai încetinit procesul de creștere a părului. Așa că primul pas este hidratarea, respectă-l cu sfințenie, poate că simți că ai părul gras, că ți nu-ți place textura, crede-mă, te vei obișnui cu ea și odată ce vei vedea rezultate, vei fi uimită. Așa că hidratează-ți părul cu ulei de ricin. Vorbeam mai devreme despre produse din Plafar. Mie îmi place să-mi cumpăr colagenul. Este un alt produs din Plafar de care sunt dependent aproape. Există colagenul în variante de pastilă și colagenul pudră. Colagenul pudră se pune în pahar și se amestecă cu niște apă și este un pic mai eficient, dar și un pic mai scump decât colagenul în variantă de pastilă. Ambele fac foarte bine, așa că dacă doriți să vă crească și unghiile și părul, luați pastile de colagen. Colagenul este o substanță pe care corpul nostru o produce natural până la vârsta de 25 de ani la femei și este... Hei! Gură! Normal că trebuia să... Ok. Mulțumesc! Unde rămăsesem? A, da! Nu folosesc căldură deloc pe păr. Căldura este cea mai nocivă dintre toate. Și credeți-mă, mă decolorez atât timp cât am grijă de el, este într-o stare foarte, foarte bună. Dar odată ce aplic căldură pe el, el se degradează mult mai rău. Am încercat să-mi ating doar puțin firul cu placa și deja simțeam cum vârfulețele se despicaseră. Și normal că am intrat în panică, pentru că dacă se despică, nu mai crește. Cum spuneam, pașii aceia despre care vorbeam mai devreme. Nu lăsați să se usuce și nu îl lăsați să aibă vârfuri despicate. Căldura produce vârfuri despicate. Și dacă mai intervine și decolorantul sau ce alte procese chimice mai faci tu, la revedere, evită căldura. Știu că nu toată lumea este obișnuită sau nu vrea să-și accepte textura părului, dar... Pentru orice textură există o tunsoare, un styling frumos, există ceva care te va avantaja cel mai bine, pentru că până la urmă textura nu ai cum să o combați, hai culoarea o mai schimbi, dar textura este cumva împotriva naturii și nu o poți combate fără să-ți degradezi părul extrem de rău. Deci, acceptați-vă textura și evitați căldura. Eu mă dau cu antitermic și când merg la plajă. Eu mă dau cu antitermic și când mă usuc cu fionul. Și mă usuc cu fionul undeva de la un metru. Sau cât de lungă este mâna mea. Nu e, mâna mea nu are un metru, dar înțelegeți ce vreau să zic. De la distanță. Toate aceste lucruri le fac pentru că îmi este teamă de căldură. Eu am masca mea. Dar este cea mai eficientă mască. Știu că hairstyliștii recomandă tot felul de produse de-astea, nu știu, super scumpe. Nu vreau să dau nume de branduri, dar știți genul acela de produse, un ulei 2 milioane, niște chestii foarte aberante, pentru că dacă vrei să îți să ai un lifestyle cu părul tău, trebuie să ai și bugetul care să îl reprezinte și nu întotdeauna produsele scumpe sunt cele mai bune produse. Acestea fiind spuse, vreau să vă arăt un clip mic cu masca tratament pe care o fac, așa că să înceapă clipul! Am nevoie de miere naturală, un ou și acest kit de regenerare cu keratină, vitamina A și E de la GeroVital, foarte, foarte bune, și, bineînțeles, uleiul de ricin. Le combin pe toate, cantități egale. Au fost cam mult, două ou pentru părul meu scurt, dacă ar fi să fac masca din nou, aș pune un singur ou. Iar pentru părul lung, două ouă și două tratamente de GeroVital, două kituri. Sunt extraordinare aceste kituri, aveți grijă să nu vă tăiați în ele. Merg și separat, dar și împreună cu această mască naturistă. Închei procedeul cu Olaplex numărul 3 tratament și Olaplex numărul 5 balsam. Așa arată părul meu uscat natural. Nu am absolut niciun vârf despicat. Este în proces de creștere, știu, este scurt, dar cu acest tratament sigur va crește mult mai mult.
Așadar, aceasta este masca pe care mi-o fac eu aproape săptămânal pe păr. Acestea sunt sfaturile mele. Mulțumesc pentru vizionare, sper că încercați și voi această metodă de a vă crește părul. Sunt niște sfaturi destul de simple. Vă rog să lăsați în comentarii ce alte lucruri faceți voi pentru a vă crește părul. Vă pup și ne vedem în următorul videoclip.